Țiuitul în urechi este o problemă de sănătate deranjantă pentru cei care o resimt în mod repetat, dar și îngrijorătoare pentru cei care se confruntă cu crize mai acute de țiuit. Perceperea anormală a unor zgomote în ureche poate afecta organismul pe o perioadă îndelungată de timp, poate influența negativ somnul, capacitatea de concentrare, ducând chiar la tulburări psihice grave, spun medicii. Această problemă auditivă nu are un singur tratament. Tinnitusul este tipul de afecțiune care are nevoie de un tratament personalizat, cauzele lui fiind diverse, de la un șoc auditiv până la o tumoare glomică în sinusul carotidian, cel care conține chemoreceptorii ce monitorizează nivelurile de oxigen, dioxid de carbon și ionii de hidrogen din sânge. Cauzele țiuitului pot fi diverse, de la expunerea la zgomote puternice care provoacă daune urechii, până la probleme ale vaselor de sânge. Hipertensiunea arterială și tensiunea arterială scăzută afectează vasele de sânge și pot cauza zgomote în urechi. Un țiuit în ureche poate să apară și din cauza unei infecții a urechii interne. Labirintita, otita medie, răceala, gripa și alergiile pot conduce la un astfel de simptom. Acumularea de ceară în ureche conduce de asemenea la țiuit în urechi până când blocajul este eliminat. Unele medicamente pot afecta urechile și cauzează tinnitus. Oamenii care au doze mari de aspirină se confruntă cu tinnitus ocazional. Alte medicamente legate de tinnitus includ antibiotice, diuretice, clorochina, relatează realitatea.net.